mă interesează să vorbesc. N-am vrut nici cu Liviu Dragnea, nici cu Victor Ponta. Pentru că n-am ce să vorbesc și nu mă interesează. Pe mine mă interesează și îmi pare rău că ce se întâmplă cu PSD-ul. Nu, că, și... că vorbiți cu atâta de PSD. Vă întoarceți înapoi? Nu, nu știu. Nu mă interesează, nu mă interesează nici să mă întorc înapoi. Nu. Nu, dar n-am cum. Deci dacă ai lucrat undeva 25 de ani de aceea instituție, n-ai cum să nu vorbești cu patul să te doară când vezi că mi-aș dori să vină un lider în care să meargă lucrurile foarte bine pentru PSD, fără mine. N-are legătură cu persoanul Marian Vanghele. Dar ceea ce creează azi PSD-ul, aceste formule de nedemocratice, mă sperie. Pentru că fiind unul, sau fiind cel mai mare partid, e clar că vom avea o problemă în România. E clar că vom avea o problemă de democrație. Vorbim de statul de drept, cum să vorbim de statul de drept și cum să vorbim de problemele care se întâmplă în justiție atâta timp cât tu ca lider, care ești liderul cel mai mare partid, tu creezi nedreptăți în interiorul tău. Tu creezi reguli prin nedreptăți. Atunci cum să vorbești? Când vrei pentru tine, vrei o justiție corectă și vrei principii corecte, când vorbești de ceilalți și de o structură de câteva sute de mii de oameni, crezi niște nedreptăți și crezi niște formule în care să-ți fie avantajoase doar ție și să-ți bagi joc de toți ceilalți. Doar pe principiu că dacă vorbești, te dau afară. Asta este problema. Dar n-ați spus că de fapt Victor Ponta crease statutul pentru el și a picat la Dragnea sau erau înțeles? Da, nu, da, nu s-au înțeles atunci. Victor Ponta a încercat să-l ironizeze pe Mircea Geoană la vremea respectivă, punând că liderul va fi ales de toți, de toți membrii de partid. Haideți că am o experiență fiind de 25 de ani, nu știu câți, mai sunt oameni în PSD, dar nu sunt foarte mulți, care poate să vă spună de la început până la sfârșit cum stau, care poate să vă spună cum s-a întâmplat la alegerile cu calculatorul când am ales parlamentarii, care poate să vă spună cum s-a întâmplat la numărătoarea voturilor când a plecat Meleșcanu, care poate să vă spună ce vreți dumneavoastră despre PSD. Am fost participant de 25 de ani. E o viață. E o viață. Și am fost participant, adică am fost acolo. Am fost în comisie numărătoare a voturilor, am fost participant în comisie de organizare, am fost la organizare, am existat în toată această perioadă. Înțelegeți? Pe mine nu mă poate păcăli nimeni în materie de ce se întâmplă în PSD.